Ieri, două tiruri au ajuns în Seferin, acolo unde au descărcat 9 tone de materiale pentru alegerile din data de 9 iunie. Este vorba despre buletinele de vot pentru alegerile locale, care vor ajunge în zilele viitoare în cele 260 de secții de vot din întreg județul. Fiecare alegător va primi 5 buletine de vot pe care le va introduce în cele 5 urne. În acest sfârșit de săptămână au ajuns în Mehedinți și buletinele de vot pentru primul scrutin, mai exact alegerile locale. Este vorba despre 4 buletine de vot pentru alegerea primarului, a Consiliului Local, alegerea președintelui de Consiliu Județean, dar și alegerea consilierilor județeni. Acestea urmează să fie trimise în perioada următoare în cele 260 de secții de vot. O să fie 4 buletine de vot, respectiv câte un buletin de vot pentru alegerea președintului Consiliului Județean, acesta va fi un buletin de vot pentru alegerea Consiliului Județean, consilier din Consiliul Județean. De asemenea, o să fie un buletin de vot pentru alegerea primarului. Așa va arăta acest buletin în cazul municipiului Drobeta Turnu Severin. Și un buletin de vot pentru alegerea Consiliului Local din circumscripția în care se votează. În cazul de față, Drobeta Turnu Severin. De asemenea, în situația în care alegătorii doresc să voteze și pentru europarlamentare, vor primi un alt buletin de vot, vor semna pe o listă permanentă sau suplimentară după caz. Acesta este buletinul pentru alegerile europarlamentare. Mii de persoane sunt angrenate în pregătirile pentru alegerile din data de 9 iunie. Președinții de secții au fost instruiți și urmează instruirea persoanelor care vor sta la calculatoare. Au fost preluate aproximativ 1.200.000 de buletine de vot. Acestea sunt repartizate pe pachetele ce vor fi distribuite către circumscripții și respectiv către cele 290 de secții de votare. De asemenea, în cursul zilei de ieri au fost instruiți președinții și locțiitorii secțiilor de votare. Urmează să se finalizeze și procedura de instruire a operatorilor de calculator. Au fost de asemenea finalizate procedurile de instruire a informaticienilor care își vor desfășura activitatea în județul Mehedinți. La alegerile europarlamentare, cetățenii pot vota pe listele suplimentare în orice secție de vot.